putem începe. Bună ziua, dragi invitați și invitate și cei care ne privesc online. Astăzi suntem live pe pagina Facebook Ion Moldova și direct pe Privesc EU. Mulțumesc că ați acceptat această provocare să discutăm despre egalitate de gen în cadrul campaniei Eu Decid, E Timpul pentru Egalitate, care face parte din proiectul EVA, promovarea egalității de gen în raionul Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF. Campania de comunicare dedicată Zilei Internaționale Femeilor din acest an vizează femei și bărbați care pledează pentru dreptul femeilor de a fi mai active în procesul de luare de decizionale, realizarea egalității de gen, dar și recuperarea de la pandemia COVID-19. Acest dialog se înscrie în emblematica campaniei Generation Equality, care în acest an marchează 26 de ani de la semnarea declarației de la Beijing și platformei de acțiune. Mă bucur că azi sunt prezenți și tineri în, la discuția noastră, pentru că ei cumva sunt promotorii egalității de gen și mă bucur că noi putem să vorbim despre tema aceasta și sper că nu o să fie ultimul eveniment care o să fie în raionul Cahul, dar și poate întreaga Moldova, care să vorbim despre egalitate de gen și implicarea bărbaților, stereotipuri. Dar astăzi mai mult despre lucrurile astea o să vorbim cu invitații noștri care sunt astăzi prezenți. Doamna Elena Enache, care este primară comunitatea Baurcii Moldoveni, Luminița Zgardan, care este polițistă de frontieră. Avem și pe doamna Mariana Pascal, care este antreprenoare și fondatoarea Kids Academy, și Ion Drăngoi, care este un tânăr ambasador european. Pe lângă asta, cum am spus, mai avem și tineri în live-ul nostru, care să dea mai multe întrebări, tineri activiști din Cahul, Olga Mevșa, Alexandru Palea, Ștefanela Mucanu și Dumitru Buguleț. Înainte de a începe discuțiile noastre, am dorit să vedem un video mai mult informativ despre proiectul EVA și stați cu noi, vă rog, și după asta o să avem niște discuții destul de interesante, mai ales despre ce este egalitate de gen în Moldova, cum este să deschizi o afacere, cum este să lucrezi în structurile de forță în Moldova. Mulțumesc mult! Femeile din Moldova se confruntă cu o serie de inegalități de gen în diverse domenii. Prejudecăți la angajare, salarii mai mici decât bărbații pentru lucru similar. Femeile și copiii ajung victime ale violenței în familie mult mai des decât bărbații. La nivel local, prioritățile și nevoile specifice ale femeilor și copiilor nu sunt cunoscute și rare ori ajung în topul subiectelor abordate de autorități, atunci când elaborează bugete sau planuri de dezvoltare sau când adoptă decizii. Prin intermediul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, ajutăm autoritățile locale să elaboreze politici și bugete sensibile la dimensiune de gen, încurajăm femeile să devină membre active ale comunității lor. Susținem extinderea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței. Pledăm pentru crearea unui serviciu specializat de asistență a supraviețuitoarelor violenței sexuale în raioanele Cahul și Ungheni. Încurajăm și susținem supraviețuitoarele violenței să lanseze inițiative care generează venit. Oferim suport echipelor multidisciplinare în prevenirea, depistarea și combaterea violenței în familie și în bază de gen. Testăm programe eficiente de prevenire a violenței în școli bazate pe experiența europeană. Încurajăm inițiativele societății civile de promovare a egalității de gen și respectarea drepturilor femeilor. Proiectul EVA este implementat în 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni în perioada 2020-2022. Așa, cum v-am promis, acum începe o rundă de întrebări și o să aveți parte de mai multe informații. Cred că prima întrebare vreau să întreb pe doamna Elena Enache și vreau să ne spuneți mai mult despre ce înseamnă 8 martie pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. 8 martie este Ziua Internațională a Femeilor. Este o zi deosebită, cred eu, pentru orice femeie.
Eu personal în familie simt această zi o zi specială, chiar dacă am toată atenția din partea soțului. În această zi e specială deoarece mă simt în centru atenției, deoarece dacă zilnic sunt la lucru, poate nu reușește să-mi spună toate cuvintele frumoase de dragoste și de prețuire. În această zi îi reușește. Pentru mine, în familie, această zi are o semnificație importantă. Îmi amintesc de copilăria mea, atunci când tatăl nostru, noi suntem trei surori în familie, reușea să ne facă o surpriză frumoasă. El era bucătarul casei și în această zi ne pregătea ceva din bucătăria lui, ceva gustos. E o sărbătoare frumoasă, e sărbătoare când ne amintim și aducem un omagiu și recunoștință femeii. În familie obișnuim să mergem la mama mea, cele care îi mulțumesc pentru faptul și pentru ceea ce sunt astăzi este datorită mamei, cu sfaturile ei. În această zi nu-mi lipsesc cadourile și florile din partea copiilor, din partea soțului, dar noi cu toții trebuie să conștientizăm faptul că în spatele acestor flori și cadouri, de fapt, este o istorie frumoasă a zilei de 8 martie și trebuie să ne amintim de sacrificiul femeilor aduse pentru ca astăzi să fim mai aproape de egalitatea de gen, să vorbim despre egalitatea de gen și despre meritul femeilor puternice care au vorbit și despre egalitate de gen și astăzi ne bucurăm de o mai mare apreciere femeile în societate. Mulțumesc mult și mulțumesc că ați adus și ca exemplu rolul mamei dumneavoastră, care cred că a fost ca un model puternic pentru dumneavoastră și pentru că cumva ați început combinația asta, nu doar clasicul de 8 martie doar se cadonează flori și cadouri, dar este și un moment în care noi trebuie să spunem că uite cum stau lucrurile și noi trebuie să schimbăm lucrurile, să avem aceleași șanse, să avem aceleași drepturi. Doamnă Luminiță, cum este să fii femeie în organele de forță din Moldova? Și a fost asta un vis cumva din copilărie sau cum ați ajuns dumneavoastră ca să lucrați în poliția de frontier? Da, mulțumesc foarte frumos. Eu, spre exemplu, mă simt foarte bine, în primul rând, în Ministerul Afacerilor Interne, sunt deja de 7 ani. Din anul 2014 am fost angajat în poliția de frontiere și bine, dacă să stăm să ne uităm, pe parcursul anilor am trecut prin foarte multe reforme și vreau să spun că noi, femeile, la ziua de azi ne simțim bine în statutul nostru de femeie în poliția de frontiere, deoarece avem un rol semnificativ. Noi, chiar lucrând în administrație sau la un sector a poliției de frontiere, fiecare și are rolul său și rolul nostru este important și unic. Totodată nu pot să spun că noi nu facem un tandem foarte bun alături de bărbații care ne sunt alături de colegii noștri, deoarece noi fără de ei nu am putea face față așa cum ei fără de noi. Noi toți suntem un nucleu foarte bine definit și chiar noi toți în poliție de frontieră ne simțim ca o familie frumoasă, mare și foarte unită. Ați accentuat faptul, a fost un vis de-al meu din copilărie, sigur. Din copilărie am crescut într-o familie de polițiști. De ce spun polițiști? Din simplu motiv că tatăl meu era angajat al Ministerului Afacerilor Interne
și din prima zi în care m-am născut și până la maturitate am fost înconjurată de oameni din poliție și astfel, nu știu, cred că ca și majoritatea fetelor care cei ce văd aceia și încearcă, deci și eu la rândul meu am mers pe urmele tatălui meu și anume la ziua de azi sunt ofițer în cadrul Poliției de Frontiere și vreau să zic că el se mândrește foarte mult cu statutul meu, cu performanțele mele, cu ceea ce am ajuns eu să fiu și dar dacă să luăm la per total, eu vă asigur că orice femeie care este angajată a Ministerului Afacerilor Interne, a Poliției de Frontieră, se simte foarte bine, în primul rând că suntem femei cu epoleți și suntem femei care purtăm uniformă. Dar cum a fost reacția părinților dumneavoastră când, de exemplu, i-ați spus că, uite, tata, eu vreau să merg pe pașii tăi și să devin polițistă? Bine, pot să vă aduc și un exemplu din viața mea personală, da? Deci în momentul în care am fost angajată a Poliției de Frontieră, logic, ți se dă uniforma, da? Și pentru început, când mi s-a dat uniforma, eu deja eram angajată, pentru că nu prima zi de serviciu ți s-a dat și uniforma, da? Venind de la croitorie cu uniforma ajustată, am lăsat-o repejor acasă și am plecat mai departe la serviciu, la care am rămas surprinsă, plăcut, surprinsă și foarte fericită când am ajuns seara acasă și am văzut că uniforma mea era călcată de către tăticul meu și așezată pe umeraș, adică a fost chiar foarte frumos și foarte dulce și în momentul acela chiar am înțeles că este o cale corectă aleasă de către mine și am înțeles că eu sunt o bucurie pentru părinții mei și ei se mândresc foarte mult cu mine. Mulțumesc mult și mă bucur că aveți suportul ăsta atât și de la tată, dar cât și de la mamă. Și mă bucur că și colegele dumneavoastră se simt atât de bine în sistemul de forță. Doamna Mariana, după cum am spus puțin mai devreme, astăzi o să vorbim despre și recuperarea de la pandemie COVID-19. Anul trecut a fost unul și mai este deja puțin mai provocator. Ca și un antreprenor care și-a început activitatea în 2018, cum ați simțit dumneavoastră această provocare și cum ați trecut peste anumite greutăți din anul trecut și generate de COVID? Bine, înainte se spunea că dacă afacerea ta se ține pe piață 3 ani de zile, este semn de o afacere durabilă. Acum, mai recent, se spune că dacă treci de pandemie, deci ai trecut testul, da? Probabil faptul că noi suntem încă pe piață și că în ultimul an, pe perioada pandemică, noi am reușit să dublăm numărul de clienți, este un semn bun pentru noi, da? Și sperăm că este un semn de o afacere durabilă în orașul Cahul. Ce să vă spun? Am trecut prin toate 4 etape care se spune că omul trece atunci când este un șoc în față. Da? Prima etapă a fost negarea, deci vorbeam cu prietenii, familia, nu poate să ne închidă, nu poate, economia în țară va scăpăta. Bine, a fost momentul când ne-au închis, după aceea merge o perioadă de furie, încerci să dai vina pe minister, pe putere, pe nu știu ce, numai nu pe tine, da? După aceea încerci niște negocieri, să cauți articole, poate ceva a apărut pe internet, nici nu știi, poate undeva este ceva și tu nu ai aflat și îți dai seama că ești singur pe cont propriu, atunci vine perioada de resemnare, da? Îți dai seama că, uite, Mariana, te-ai oprit, astea sunt resursele tale, asta pot, asta nu poți, cu ce ai trebuie să mergi înainte, nu trebuie să aștepți nimic de la nimeni. Și așa am ieșit, de fapt, la celălalt mal.
A fost o perioadă, sigur, stresantă și încă mai este o perioadă stresantă, nu putem să spunem că s-a finisat, însă, datorită pandemiei, noi am ieșit peste, din granițele Republicii Moldova, da? Deci foarte multe persoane au aflat de noi de pe hotare. Pe timp de pandemie, este bine? Nu. Mulțumesc. Noi avem acum studenți Kids Academy atât din majoritatea raioanelor din Republica Moldova, începând cu Bălți, noi suntem tocmai la Cahul, vă dați seama, avem Chișinău, Căușeni, Vulcănești, cât și din celelalte țări ale lumii, România, Italia, Austria, Canada, Germania, nu știu dacă le-am enumerat pe toate, dar din faptul că pandemia cumva ne-a constrâns, ne-a și forțat să mergem înainte. Ne-a forțat să devenim mai puternici și acum cred că dacă trecem din pandemie, nu știu dacă mă mai tem de ceva. Un exemplu foarte bun. Eu mă aud? Da. Perfect. Mă bucur că cumva lucrurile grele nu ne forțează să dăm înapoi, dar ne dezvoltă cumva reziliența și după asta, cum ați spus dumneavoastră, cred că nimic nu este imposibil. Când ați început doar activitatea dumneavoastră, ați avut un model, poate un role model la care v-ați uitat și v-a inspirat? Sau cum dumneavoastră ați început activitatea dumneavoastră în antreprenoriat? Și mai ales că cumva antreprenoriatul este mai mult așa, ca și o imagine unde este dominant de bărbați. Acesta este lucru straniu pentru că la noi în familie nimeni nu este antreprenor sau om de afaceri. Deci a fost, eu sunt una din cele 5 surori, care noi suntem 5 surori și un frate, da? Și singura, chiar, nu știu, din neamul nostru, noi suntem oameni pedagogi, da? Cadre medicale, oameni de artă la noi sunt în familie, dar nu antreprenori și nu oameni de afaceri. Deci ceea ce mi-am dorit foarte mult este să fiu profesor și întotdeauna spun că în primul rând sunt pedagog și după aceea femeie de afaceri. Deci pentru mine faptul că eu sunt profesor probabil este, cum este pentru un polițist onoarea de a fi polițist, așa este pentru mine onoarea de a fi profesor și eu nu schimb absolut pe nimic. După ce am absolvit universitatea de peste drum, BPHD, am plecat în state, am studiat acolo și am văzut că se poate altfel. Am văzut un sistem diferit de predare. Am văzut că se poate fără birocrație, fără multe, nu știu, nu iubesc documentele, hârtiile, ceea ce este o parte nu prea bună pentru un antreprenor, da? Dar, pe de altă parte, am dorit foarte mult ca și moldovenii să guste puțin dintr-un sistem diferit de învățare. După aceea am revenit la Chișinău, am predat 5 ani în una dintre cele mai bune școli din Republica Moldova, un colectiv foarte bun, directorul meu, o persoană remarcabilă pentru mine, cred că a fost și o parte din exemplul pe care l-am luat ca și femeie de afacere, dar că au investit foarte, foarte mult în mine și am crescut la un moment când eu în școală, în centru la ei, nu mai aveam unde să cresc. Aveam un director foarte bun de studiu, un director foarte bun executiv. Și atunci am spus, uite, Mariana, dacă nu mai ai unde să crești, eu mă plictisesc. Eu sunt persoană care mă plictisesc, am nevoie de creștere profesională. Ce ar fi să mergi pe contul propriu? Unica frică a fost frica de necunoscut. Frica de necunoscut, ceea ce ține de legislația Republicii Moldova, cum să începi o afacere. Nu este problema să începi o afacere. Uh-huh. Cum să începi o afacere corect? Pentru că încă din primele zile când eu am pus fundamentul la Kids Academy, mi-am promis că, indiferent de cât de mult succes noi avea, prioritatea mea numărul unu este să rămân o persoană integră. Nu este atât de ușor să rămâi o persoană integră și să faci afacere în Republica Moldova. Dar până acum, la momentul dat, chiar și pe timp de pandemie, m-am ținut de cuvânt. Mulțumesc. Și poate care ar fi recomandările, uite, femeilor și fetelor care acum se uită și care
se gândesc să deschidă o afacere? Exemplul meu propriu a fost să mă prefac broscuța cea surdă, nu știu dacă cunoașteți istorioara, da? Care mergea în vârf și doar cea care nu auzea a ajuns până în vârful turnului. Sunt foarte multe persoane care sunt prieteni, familie, nu cu rău, absolut nici cu intenția rea, dar încearcă să te preîntâmpine. Mariana, nu este ușor să faci-o. Mariana, poți să dai greș. Mariana, uite, mai bine mergi peste hotare și încerci altceva. Este mult mai bine. Mariana, uite, n-ai să găsești localul potrivit. N-ai să, cu așa preț nimeni nu o să vină la tine. Mariana, așa, Mariana, așa. Este foarte greu să te prefaci broscuța cea surdă, dar să știți că așa am reușit. Da? Încerc să... Să pun accentul pe puterile mele, să nu mă bazez, iarăși spun, toate, să nu dau vina pe guvern, pe nu știu cine, pe primar. Când mergi într-o afacere, să pui bazele unei afacere, trebuie să contezi doar pe tine, ceea ce poți tu să faci. Și din păcate, în Republica Moldova avem atât de puține exemple de femei antreprenoare de succes. Și asta sperie celelalte femei. Pentru că dacă ar fi fiecare a 10-a femeie antreprenoare de succes, uite, ea a putut, doamna a putut, de ce nu eu aș putea, da? Dar faptul că sunt atât de puține femei sperie, de fapt, statistica, da? Pentru că noi vedem directorul companiei, nu știu, cu tare este domn, directorul companiei cu tare este domn, dar doamnele unde sunt, da? Poate, într-adevăr, faptul că sunt ținute acasă cu niște treburi, nu își permit. Eu am început afacerea încă când nu eram căsătorită și mi-am permis să risc bugetul personal, da, pentru afacerea mea. Nu știu dacă l-aș fi riscat dacă aveam copii. Pentru că atunci când apar copii, apare o familie, deja eu am riscat cu mine. Da? Dacă pierdeam bugetul meu personal, eu oricând mergeam și o luam de la zero. Acum, dacă eu aveam doi copii și riscam bugetul familiei, este o altă poveste. Da? Atunci nu știu cum aș fi procedat eu în cazul ăsta. Da, mulțumesc mult și sper că după discuțiile de astăzi, cumva cine ne privească, să fie și pentru ei un fel de start și să poată și cumva risca și să nu fie ținuți, să devină, cum ați menționat dumneavoastră, broscuța cea surdă, așa, care merge drept înainte. Dar să știi că este greu până începi. Da. După aceea se dă ca un bulgăre la vale de zăpadă și adică merge cel puțin chiță că e de mie așa să începe, ca un bulgăraș micuț. A început la vale și deja merge singur. Eu doar gestionez lucrurile. Deci, dacă este un început frumos, cu pasiune, cu încredere, mai departe lucrurile merg de la sine. Mulțumesc mult! Ioan, mă bucur că avem și un bărbat, pentru că, de fapt, cu părere de rău, avem mai puțin bărbați aliați care ar promova egalitatea de gen și principiile egalității de gen. Și mă bucur că ești cumva ambasadorul care pledează și promovează egalitatea de gen. Din punctul tău de vedere, cât este de important ca tânăra generație să promoveze aceste valori și mai ales cât e de important ca bărbații să se implice? Ei bine, dacă vorbim despre egalitate de gen, nu putem spune că este doar despre a inversa rolul acesta între bărbați și femei, da? Dar despre deciziile pe care le iau în urmă femeile și bărbații referitor la cei ce doresc să practice, adică o profesie pe care vreau practică, care va fi rolul acesteia în familie sau chiar și în societate. Vedem că experiența statelor care au un nivel de egalitate de gen este, au și un nivel mai mare de dezvoltare acesteia, da? Și atâta timp cât statul percepe anumite stereotipuri impuse, da? Noi nu putem să ne afirmăm ca personalitate în societate, așa? Respectiv, rolul unui bărbat în dezvoltarea sau perceperea egalității de gen este doar de a schimba și a cunoaște locul acestuia. Astfel, chiar dacă noi nu am dorit acest lucru, adică să fim ca și cum mai presus ca femeie, însă asta a arătat evoluția, adică nu a fost un concept stabilit, da.
Da, mulțumesc mult, Ioan, și sper că tinerii, dar și băieții și bărbații care ne privesc acum să fie un aliat, da, în promovarea egalității de gen, pentru că chiar este nevoie și egalitatea de gen și mai ales împuternicirea femeilor nu este doar pentru femei, dar egalitatea de gen are și beneficii pentru ambele sexe. Și ca să nu monopolizez discuțiile, cum am spus astăzi, avem și tineri cu noi și pentru că, iar și tineri sunt promovatoare și viitorul nostru, poate cineva din tineri are câte o întrebare. Eu aș vrea prima întrebare să o adresez. În primul rând, aș vrea să spun bună ziua. Aș dori să felicit partea feminină cu venirea sărbătorilor de primăvară. Și prima mea întrebare s-a adresat către Elena Ionache, primărița satului Băurcei Moldoveni. Doamna Elena, ce părere aveți? Femeile conduc într-un stil diferit față de bărbați în acest domeniu, în domeniul sociopolitic? Și cum credeți? De ce cetățenii satului Băurcei Moldoveni v-au ales anume pe dumneavoastră ca primăriță? Mulțumesc de întrebare. Referitor dacă femeile conduc diferit decât bărbații, cu siguranță sunt una din promotoarea acestei idei că femeile conduc altfel decât bărbații și din mai multe considerente. Femeile de felul lor sau să spunem așa profilul lor psihologic sunt mai sensibile, mai receptive mai întâi de toate la problemele sociale. Suntem sensibile, dar nu și slabe, suntem puternice și dacă ne stau în față problemele sociale, trebuie să ne ocupăm de ele, să identificăm soluții ca să le rezolvăm. Femeile sunt, este dovedit și de studii în domeniu, că femeile sunt mai sunt mai consecvente, în sensul că femeile pot face mai multe activități concomitent, pe când bărbații ar prefera să facă una și bine. Femeile vor să le facă pe toate deodată și de multe ori le reușește. Spuneam că femeile sunt sensibile, că femeile sunt receptive la probleme, dar pe lângă toate acestea, femeile sunt și foarte bune sau buni comunicatori. Și de multe ori unei femei îi reușește mult mai bine să găsească în discuții, la masa de negocieri sau în discuțiile cu cetățenii sau în nucleul acela cu angajații, reușește să ducă o discuție așa, nu amicală, dar o discuție constructivă. De asemenea, de multe ori le reușește, din simplu motiv că ele sunt bune comunicatoare, să aducă climatul acela pozitiv acolo unde lucrează. Femeile, dacă vorbim de femeile care conduc, sigur că noi avem, conlucrăm cu bărbații și femeile sunt mai așa rezistente, să spunem, la luarea deciziilor în condiții de stres. Deseori bărbații nu acceptă, eu spre exemplu lucrând sau în activitatea cu consilierii locali, nu întotdeauna ideile femeilor sunt acceptate, însă femeia de felul ei fiind mai bătăioasă, așa, reușește să convingă bărbații, reușește în condiții de stres să ia decizii corecte pentru, în cazul meu, pentru cetățeni. Și la partea a doua întrebării referitor la de ce m-au ales cetățenii și de ce au încredere în mine, eu sunt la al doilea mandat de activitate. Cu siguranță cetățenii mi-au dat votul de încredere pentru niște merite, spun eu. Eu întotdeauna spun că trebuie să-ți pui
obiective realiste și realizabile, să nu propui, promiți oamenilor mai mult decât poți duce în spate, mai mult decât poți face pentru ei. Și dacă oamenilor le-ai promis și nu le-ai realizat, nu ți-ai ținut cuvântul, da, promisiunea, atunci oamenii te taxează. Și în cazul meu am încercat, mergând în campaniile electorale, din discuțiile avute cu cetățenii satului, niciodată nu le-am promis lucruri pe care nu aș putea să le realizez. De fiecare dată am identificat împreună problemele și tot soluțiile le-am identificat cu cetățenii. Deoarece asta și este așteptarea oamenilor, ei să fie luați în seamă, să fie întrebați, să fie ajutați, că până la urmă misiunea unui primar este să satisfacă interesul general al localității, să răspundă solicitărilor cetățenilor, să-i ajute în situații dificile și reieșind din atribuțiile pe care le are un primar. Probabil în spatele acestor două mandate, activitatea mea în teritoriu, schimbarea pe care am adus-o, a fost apreciată de cetățeni și de aceea cetățenii mi-au dat votul de încredere. Până a deveni primar, am fost și secretar al Consiliului Local și m-am convins că nu trebuie să ai o activitate foarte rodnică în localitate ca lumea să te voteze, să te aleagă în funcția de primar. Este suficient ca să înțelegi oamenii, să ai acea apropiere de cetățeni, să-i, chiar dacă nu întotdeauna reușești să le rezolvi toate problemele sau nu toate problemele țin de competența primarului, dar este foarte important să-l asculți și să dai un sfat, să-l redicționezi către specialiști sau alte persoane care sunt responsabile sau ar putea să-l ajute. Cetățenii, cred eu, că m-au votat și mi-au dat votul acesta de încredere pentru a doua oară, din motivul că în spatele localității stau niște proiecte frumoase, oamenii au simțit schimbarea aceea în localitate, începând de la infrastructură rutieră, grădinițe, instituții, case de cultură. Am dat atenție tuturor acestor probleme, am întrebat oamenii și în activitatea mea am pus întotdeauna accent pe transparență, deoarece ei fiind acei care contribuie în bugetul local, ei trebuie să cunoască pentru ce sunt cheltuiți banii publici. Problemele trebuie să vină de la cetățeni, deoarece atunci când ideile vin de la cetățeni, politicile publice sunt cele mai efective. Mulțumesc mult! Cred că eu nu o să uit niciodată în una din discuțiile cu dumneavoastră, cumva este un motou pentru mine, că uite că problema cetățenilor că nu sunt activi sau nu știu despre activitățile administrației publice, de fapt este problema administrației publice și nu cetățenilor. De asta mă bucur că în primăria Băurcii și în mandatul dumneavoastră promovați transparența, dar și că consultanți cetățenii și țineți cont de necesităților atât femeilor cât și bărbaților. Din tineri, dacă mai au careva întrebări față de oaspeții noștri. Bună ziua! Felicitări cu sărbătorile de primăvară! Eu am o întrebare către doamna Luminița. Vreau să vă întreb, ce avantaje și dezavantaje ați în profesia dumneavoastră, mai ales că majoritatea domnișoarelor în ziua de azi doresc să activeze în acest domeniu. Femeile sunt defavorizate sau favorizate practicând anumite activități din acest domeniu. Este o întrebare foarte frumoasă și foarte bună. Eu, logic, iubindu-mi funcția mea, iubindu-mi statutul meu,
Nu pot acum să spun că femeile sunt defavorizate. Desigur că femeile, orice femeie de fapt care este o femeie puternică, curajoasă, dar noi toate așa și suntem puternice, curajoase, inteligente, deci poate face, poate fi o bună polițistă, în cazul nostru, polițistă de frontieră. Logic, oriunde nu ai lucra, sunt și avantaje și dezavantaje. Doar că noi trebuie foarte clar să facem o delimitare și atunci când vezi un dezavantaj, trebuie să analizăm situația aceea și să găsim foarte rapid avantajul. Deoarece orice problemă are la rândul său și o soluție. Și dacă noi nu o să găsim soluția problemei, atunci noi o să adunăm multe, multe probleme care o să ne facă nefericiți, da? Și până la urmă nu o să mai fim fericiți absolut în niciun statut, în niciun rol. Chiar vorbind de polițiști de frontieră, de primar, consilier și așa mai departe. Deci orice funcție, orice profesie este frumoasă în felul său și orice profesie are și avantaje și dezavantaje. Nu știu, probabil că eu fiind și psiholog în cadrul Direcției Regionale Sud, comunicăm foarte mult cu foarte mult personal, deci în Direcția Regională Sud lucrează peste 700 de angajați. Desigur că vin foarte mulți oameni cu diferite, hai să nu spunem într-atât probleme, dar diferite situații, la care doar așezându-ne împreună și mai găsind și încă vreo 2-3 aliați care să ne mai sugereze sau să ne orienteze spre o soluție corectă, ajungem spre o finalitate frumoasă și pozitivă. Eu mereu am spus că doar împreună putem face lucruri frumoase. Nu eu singură, nu cineva individual, dar în colectiv. Eu singură sunt doar o bucățică, dar cu toții împreună suntem un cerc, un soare frumos care lucește. Și, nu știu, noi foarte mult, eu foarte mult țin la orice angajat în parte, eu foarte mult țin la toți angajații și chiar dacă astăzi vorbim mai mult de egalitatea de gen, eu vreau să pun accent, cum și a spus și domnul ambasador, da? Nu ar fi corect să facem delimitare, da? De fapt, noi împreună suntem cu toții frumoși și fiecare funcție are avantajele sale și orice femeie se simte bine atunci când este încurajată și este apreciată la funcția aceea. Și dacă ea singură se simte bună pentru o funcție sau alta, ea o să fie o femeie de succes. Exact așa și un bărbat. Dacă acel om, bărbat, da, o să se simte încurajat, o să se simte bine, o să simte suportul celorlalți, păi atunci și el o să fie un om de succes, un lider. Iar dacă nu o să avem succes, dacă nu o să fim stimați, dacă nu o să fim deschiși, empatici, atunci nici nu putem să discutăm despre careva avantaje sau dezavantaje. Vă mulțumesc frumos! Alte întrebări de la tineri? Da, bună ziua! Către doamna Mariana. Atunci când ați deschis o afacere, care a fost motivul care v-a spus că da, eu vreau să deschid această afacere? Și în momentul când ați avut oarecare gânduri să renunțați sau niște îndoieli că nu mai vreți să continuați,
care au fost acele lucruri sau poate posibil persoane care v-au motivat și să vă spună că da, eu trebuie să continui și asta este alegerea care trebuie să o fac. Cred că o alegere pe care am făcut-o corectă din start a fost să vin la Cahul. Deci, așa cum se spune, este mai ușor să clădești, hai să spun, o afacere într-un orășel mic, da, decât în Chișinău, când sunt toți giganții, iar tu, ca să crești, ai nevoie de un suport mult mai mare pe care l-am avut eu atunci când am venit la Cahul. Deci, prima alegere corectă a fost revenirea în locurile de Baștina. Doi a fost... cred că totuși creativitatea pe care o am, am un surplus de creativitate, asta este problema, da? Și atunci când vă spuneam de școala super bună la care eu am predat la Chișinău, investea foarte mult în profesori, un colectiv foarte bun, dar uneori aveam nevoie de niște lucruri pe care vroiam eu să le predau în stilul meu. Vreau să le fac în stilul meu și atunci nu se încadrau în stilul școlii la care activam. Și atunci am vrut ceva, o școală de gen familiar, da? Așa cum la primul nostru sediu, că era micuț, primul nostru sediu era de 35 de metri pătrați, eu singură activam acolo, acum suntem 15 profesori. Da, suntem 3 de, nu, 4 profesori de IT și robotică și deja 9 profesori de engleză, dintre care 7 sunt din Moldova, o profesoară din Germania și una din Statele Unite. Da? Deci familia noastră crește. Apropo, creșterea cea mai mare am avut-o pe timp de pandemie. Asta este, da, paradoxal. Deci... foarte mult mi-am dorit centrul acesta de tip familiar și atunci când eu am creat centrul, designul, interiorul, așa cum mi l-am dorit eu, copiii după lecțiile petrecute cu mine mergeau pe drum și întrebau pe mama: mama, dar unde doarme doamna Mariana, că nu este niciun pat acolo? Ei credeau că ei vin la mine acasă și au lecțiile, da? Mi-am dorit foarte mult ca ei să se simtă liberi, ca ei să învețe fără să simtă că învață. Să nu aibă manuale, să spună, bine, trecem de la exercițiu 2 la 3 și ce nu ați reușit, tema pentru acasă, da? Mi-am dorit ca copiii atunci când vin de la o școală, ei sunt obosiți, ei au probleme exact ca și maturii. Cineva l-a, nu știu, zgândărit la școală, cineva i-a spus ceva, că un compliment nu prea frumos, cineva este obosit, nu a dormit la amiază, nu este flămând. Ei au o groază de probleme tot ca și noi. Ceea ce noi ca și adulții nu realizăm. Noi credem că noi avem probleme, da? Pentru că noi ținem o casă, noi avem serviciu, noi trebuie să fim acolo, noi trebuie să avem grijă de copii, iar copiii nu au nicio problemă. Nu este adevărat. Copiii au o groază de problemă și încă ei au un dezavantaj. Noi realizăm de unde vin problemele noastre. Noi realizăm care sunt rădăcinile problemelor noastre. Ei sunt prea mici să realizeze. Ei simt doar frustrarea. Ei simt disconfortul, ei nu știu de unde vine asta și ei nu știu cum să controleze lucrurile astea. De aceea mi-am dorit ca școala noastră să fie nu doar o școală de transmitere de cunoștințe, da? Așa, de aceea am și stabilit, nu știu, atunci când logo-ul centrului, valorile noastre, am spus, sigur, va fi pasiune și profesionalism. Ceea ce pasiunea este pe primul loc, da? Și atunci când vine cineva să fie angajat, eu întotdeauna îi pun întrebarea, ce ai schimba în școală? Și dacă profesorul dat începe să-mi spună, bine, vă spun acum un secret, da? Ce se întâmplă la angajare? Dacă profesorul dat îmi spune, uite, aș crește salariul, din birocrație aș mai, nu știu, câte acolo hârtii noi completăm, toate planurile astea de lungă durată le-aș tăia, este foarte bine. Eu înțeleg, astea într-adevăr sunt problemele profesorilor. Dar un profesor cu pasiune, el ar începe astfel. Aș pune mai puțin copii în clasă, pentru că eu nu reușesc să ajung la fiecare copil. Aș face ca școala să arate altfel, mai colorat, sau nu știu, pentru ca ei să vrea să vină. Aș digitaliza școala puțin, ca lecțiile mele să arate altfel. Și atunci îți dai seama prioritățile persoane care vin spre angajare. Sigur, oamenii în Moldova, în general, profesorii sunt obosiți, da? Și este normal și eu înțeleg când ei încep cu problemele lor.
Da? Dar așa cum stilul nostru este pasiune și după aceea profesionalism, sigur, persoana angajată va fi cea care, în primul rând, vorbește despre problemele copiilor, iar după aceea, sigur, eu sunt deschis să ascult și problemele profesorilor. Da? Deci, cred că asta a fost motivul unul prioritar de ce am deschis școala. Am vrut o școală pe care să o formez așa în viziunea mea, cum am văzut-o eu, cum mi-o doresc eu. Și sigur, profesorii care acum sunt la Kids Academy, eu le spun profesori de nota 10. Da? Ei sunt profesorii noștri de nota 10 pentru că se încadrează perfect în ceea ce facem noi. Probabil că eu le-am transmis valorile cu care noi operăm de fapt și ceea ce părinții văd, eu întotdeauna spun că Kids Academy este o fabrică de emoții. Da? Noi creăm emoții și prin emoții ei învață. Asta ce ne diferențiază de asta, copiii ne iubesc și cred că asta mi-am dorit cea mai mult. Nu știu dacă am răspuns la întrebare total. Mulțumesc mult. Pot eu să vin cu o întrebare pentru mele, că răspunsul a fost destul de interesant și mulțumesc că cumva ați începeți de la principiul ăsta a empatiei și tratării copiilor de la egal la egal. Dar ținând cont că trăim într-o societate și mai ales într-o unde se promovează mai multe stereotipuri și comportamente sau și ținând cont și de sistemul nostru de educație puțin mai clasic, unde, de exemplu, nu știu, dacă mergi la școală, fetele merg și fac croșetare sau fac mâncare sau băieții merg la lecțiile lor de muncă, unii fac tâmplărie. Corect, și eu întotdeauna vreau să merg invers, da? Eu la tâmplărie și ei să meargă la croșetare. Și acum când dumneavoastră aveți academia asta, cum dumneavoastră promovați poate egalitatea de gen sau ce vedeți în lucru cu copiii și cum încurajați, de exemplu, că dumneavoastră ați vrut să schimbați rolurile astea. Vedeți sau încurajați, uite, schimbarea asta de roluri, că am înțeles că aveți și digitalizare și robotică. Cât de interesante sunt fetele în uite domeniile astea? Bine, noi am digitalizat școala la maxim. Acum, dacă o zi nu aveam internet, s-a oprit totul în loc, da? Profesorii nu știu ce să facă, pentru că fiecare lecție este într-atât de digitalizată. Noi avem ecran multifuncțional, touchscreen și ei, dacă într-o zi ele nu există, acesta nu este Kids Academy, da? Nu este stilul nostru. Ceea ce vorbim noi despre egalitate de gen, mai ales în domeniul antreprenoriatului și leadership-ului, pe timp de vară, deci în timpul anului școlar, sigur, noi avem doar cursurile de programare separat, robotică separat, engleză și planificăm să deschidem un curs de pilotaj de dronă. Asta durează puțin pentru că sunt diferite, există legislația conform folosirii dronei, da? Însă, pe timp de vară, noi avem școala de vară, unde câteva veri la rând noi am inclus în programul școlii de vară cursul de comunicare, cursul de leadership și cursul de educație financiară. Deci ceea ce mi-am dorit foarte mult, pentru că sincer să vă spun, eu cred că nici bărbații nu sunt foarte informați, nu că femeile, da? Bărbații tot au nevoie ca să fie informați cum să-și creeze o afacere. Eu acum spun că în domeniul acesta noi toți suntem dezavantajați. Bine că pe femeile ține în spate treburile casnice, da? Și copiii și toți cunoaștem situațiile astea. De ce mama nu a deschis o afacere, da? Asta este un răspuns foarte simplu. Dar la cursurile noastre de leadership și de educație financiară, să știți că atât femeile, fetele, bine că noi lucrăm cu copiii, atât fetele cât și băieții sunt egal activi, da? Și paradoxal, când cresc mari, doar băieții deschid afaceri. Asta este. Dar noi ne dorim foarte mult prin faptul că promovăm leadership-ul, promovăm educația financiară, încercăm să acoperim ceea ce școlile nu reușesc, pentru că ele tot depun un efort foarte mult și profesorii la școală lucrează foarte mult, dar noi venim ca un ajutor, acolo unde școlile nu ajung, să ajungem noi. De aceea eu sper că cursurile de educație financiară, deci cum să devii un antreprenor și ei au
exemple, ei au proiecte pe care trebuie să le aplice în practică, pe care ei sunt, mergem la dezbateri. Noi am mers, mergem la dezbateri cu liderii comunei în care noi locuim. Deci am fost la domnul Dandeș, domnul primar. Copiii și-au pregătit întrebările din start, am mers și am pus întrebarea. Am stimulat copiii care sunt mai timizi să ia microfonul în mână și să întrebe, da? Deci asta pentru ei este mult, pentru că la sfârșit noi când facem un feedback și întrebăm ce v-a plăcut foarte mult, eu niciodată n-am intrat în primărie, da? Noi am vorbit cu domn primar, noi singuri am fost la masă rotundă cu domn primar. Trebuie să vedeți ochii lor, ochii celor care sunt mai dezavantajați, care ei niciodată nu au crezut că vor ajunge vreodată să pună el o întrebare. Bine, cel mai important om din orașul Cahul, acum la moment, da? Deci, eu îmi doresc foarte mult ca să continuăm cursurile de educație financiară, pentru că, indirect, dar la mine vin copiii care mă întreabă, Mariana, spune-mi, te rog, cum ai deschis afacerea? Și eu fac un fel de mentorat indirect, pentru că nu am deschis ore de mentorat. Și vorbesc deschis despre toate problemele pe care le-am avut, unde am scăpătat, ce aș fi făcut dacă aș fi cunoscut lucrul ăsta, și încerc să le transmit în Republica Moldova o persoană total nu știu, străină domeniului antreprenoriatului, cum a ieșit pe piață, s-a menținut, a crescut. Și, sigur, nu știu, cel puțin din feedback-ul nostru, imaginea Kids Academy în orașul Cahul, la moment copiii ne iubesc foarte mult. Foarte fain. Și eu sper că după lecțiile pe care le predați și atât băieții cât și fetele după asta, ca băieții, poate când o să facă deja și o familie și o să ai copii, o să susțină soțiile sale să deschidă, sau partenerele să deschidă business și ca copiii să nu fie un fel de multe am responsabilitatea asta, dar ca și partenerii să devină cumva o susținere. De asta cred că acum, cum bărbații trebuie să facă un pas înainte și să fie în fel de aliață ai promovării egalității de gen. Mulțumesc mult! Și dacă mai avem careva, iar și la mine se primește că tot eu manipulizez cumva discuțiile, scuzați. Dacă avem careva întrebări de la tineri. Bună ziua! Am avut întrebare la domnul Ion. Dar mai întâi doresc să mă ales cuvintelor de felicitare a colegului meu cu ocazia zilei frumoase ce se apropie, cu ocazia zilei femei, cu ocazia stimulului bărbatului de a trăi și de a se bucura de viață. Aș vrea, dar dacă îmi permiteți, mai întâi să dau încă o întrebare, doamne Mariana, să concretizez. Dumneavoastră aveți pentru copii, da? Școală. Inițial a fost pentru copii, dar la... Doresc să întreb dacă dumneavoastră pentru viitor doriți să deschideți o școală, nu numai pentru tine, dar și pentru femei, adică care deja au vârstă frumoasă. Școala de vară? Nu numai de vară, și așa o școală, adică ca un fel de cursuri adăugătoare pentru o femeie modernă, cam așa o... Bine, când veneau părinții să-și înscrie copiii la școala noastră de vară și vedeau programul școlii de vară, pentru că ei au cursul de lige și educație financiară, piscină, merg nu știu unde, sport, i-au spus, dar pentru părinți nu deschideți, noi cu cea mai mare bucurie vin la școala dumneavoastră de vară. Ar fi o idee. De fapt, Kids Academy este logo-ul care... Ne cunosc oamenii în oraș, noi suntem Center of Excellence in Learning and Teaching Țirele și nu avem cursuri doar pentru copii, dar avem cursuri pentru adulți de limbă engleză, deci avem foarte multe grupe de adulți și acum recent, anul acesta, am deschis și cursurile pentru companii, cursuri corporative, noi predăm engleza pentru companii, da? Dar niște cursuri pentru educație financiară pentru femei, nu m-am gândit încă. Ar fi o idee. Ok, eu cred că se începe aici un startup și... Da, și vă mulțumesc pentru că ați răspuns și ați înscris pe viitorul meu copil la dumneavoastră aici. Acum întrebare pentru domnul Ion. Domnul Ion, se apropie, cum am menționat pe înainte, frumoasă sărbătoare de o partie și ce trebuie să știe domnișoarele, femeile, adică toate femeile, toate domnișoarele, ce trebuie să știe sau cum... să știi să sărbătorească această sărbătoare, în afară că cu felicitări, cu flori, cu bomboane și așa mai departe. Și o a doua parte a întrebării,
ce înseamnă pentru dumneavoastră anume această sărbătoare și cum da, ce înseamnă pentru dumneavoastră această sărbătoare? Ei bine, în primul rând eu cred că femeile, fetele din Republica Moldova ar trebui să cunoască despre proveniența acestei sărbători. Așa cum pentru prima oară această sărbătoare a fost sărbătorită la 28 februarie în New York, în urma unei amintiri a sindicatului unor femei care un an în urmă au pledat pentru obținerea unui salariu mai bun, a unui program de lucru mai scurt, precum și dreptul la vot. Iar apoi, acum un an mai târziu, printr-o conferință la Copenhaga, aceștia s-au întrunit într-o conferință pentru a stabili o dată la care să sărbătorească această sărbătoare. Respectiv, abia un an mai târziu a fost stabilită data de 8 martie, pe care să fie sărbătorită. Respectiv, abia Ziua Internațională a Femeilor a fost stabilită prin Declarația Națiunilor Unite în anul 1777. Respectiv, data de 8 martie a fost stabilită Ziua Internațională a Femeilor. Totodată ar trebui să cunoască faptul că Ziua Internațională a Femeilor este comemorată sau sărbătorită în cinstea femeilor militante care au dus anume stabilirea unor egalități între drepturile acestora și drepturilor bărbaților, anume prin dreptul la vot, dreptul la proprietate, dreptul la un salariu mai bun și tot așa mai departe. Totodată putem spune că în Europa, în Ziua Internațională a Femeilor, în mare parte a prins viață în unele țări din Europa, cât și în Statele Unite ale Americii. Respectiv, aceștia fiecare considerau într-un mod diferit Ziua Internațională a Femeilor. Unii pentru comemorarea memoriilor femeilor militante, iar alții, partea este ca Europa, mare parte considerau ca Ziua Mamei, da? În Republica Moldova mare parte se sărbătorește Ziua Mamei, însă odată ce a fost ratificată această convenție prin care a fost stabilită că data de 8 martie este Ziua Internațională a Femeilor, Republica Moldova a adoptat și o lege prin care este sărbătorită ca o sărbătoare tradițională. Respectiv, fiecare persoană de la om la om sărbătorește în felul său, adică unii o consideră ca Ziua Internațională a Femeilor, iar alții o consideră ca Ziua Mamei. Dacă am fi să spunem că Republica Moldova sărbătorește doar cu ciocolate și flori, respectiv eu consider că fiecare deja, cum am spus, fiecare consideră cum dorește. Eu personal tot merg acasă la mama cu flori și ciocolate, așa cum este cuvenit, așa cum am știu de la părinți. Respectiv, însă dacă femeile doresc să fie întotdeauna omageate, da, și să le fie aduse ciocolate și flori în această zi, atunci să le dăm ceea ce vor. Adică dacă ele doresc, de ce nu, să nu facem acest lucru? Dar să nu uităm de faptul că faptul că dăruim flori și ciocolate, s-ar putea să facem acest lucru în fiecare zi. Nu numai că să așteptăm o zi specială prin care să omagiem această sărbătoare în cinstea lor. Da, mulțumesc. Eu cred că pe lângă flori și ciocolate ar fi important să le luptăm și să lucrăm împreună față ca femeile să aibă aceleași drepturi ca și bărbații pentru egalitatea de șanse, mai ales la locurile de muncă. Lucruri chiar care sunt importante și fac atât ziua, dar cât și întreg timp ca
8 martie să nu fie asociat cu, nu știu, ciocolată și cu flori, dar să fie asociat mai ales cu dreptul femeilor la egalitate de șanse, să devină, de exemplu, nu știu, antreprenoare, primari, polițiști, și ca să nu ai anumite bariere în lucrul ăsta. Și cred că pe lângă flori și ciocolate ar fi bine ca în fiecare an noi să venim cu statistica și să spunem, uite că deja, de exemplu, nu știu, rata sau disbalansul ăsta din salariul care îl ia un bărbat și un salariu care ia o femeie este același, și persoanele care sunt în funcție de luare de decizii sunt 50 sau la 50, sunt și reprezentați și femei și bărbații. Eu cred că pe lângă asta ar juca, ar fi mult mai important decât cumva florile și ciocolatele. Eu aș cita un fel de citatul care, nu știu dacă cunoașteți, în fiecare an, cel puțin în Chișinău, se face un fel de marș de 8 martie și acolo se spune că noi nu vrem flori, dar noi vrem drepturi. Mulțumesc mult. Doamna Elena, dumneavoastră ați menționat că sunteți la doilea mandat deja, și cât de important dumneavoastră credeți, și ați trecut prin mai multe școli, inclusiv școala de liderism, dacă nu mă greșesc, cât de important este pentru femei, și cum credeți dacă în satul dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră sau pentru cunoscuții dumneavoastră, este important ca să femeile să devină lideri sau cel puțin să ai, uite, un model în fața lor care le-a reușit, uite, să conducă, să devină, nu știu, un primar, un director, etc. Da, mulțumesc pentru întrebare. Până a ajunge primar, am trecut și eu mai multe trepte așa ale vieții. După ce am studiat, sunt și eu de formare profesoară, am făcut studii în filologie română și franceză. Mi-am început activitatea la gimnaziu din localitate, fiind profesoară de limba franceză, și era atracția mea pentru copii și îmi plăcea ce fac. Am început să fac cure cu copiii chiar din ultimul an de facultate. Am fost întotdeauna o persoană activă și lucru cu copiii mi-a plăcut extrem de mult, dar la un moment dat am zis că pot să fac, dacă îmi reușește foarte bine cu copiii, aș putea să fac educație și cu cetățenii. Și aflând de un concurs la funcția de secretar al Consiliului Local în cadrul primăriei Vaurci Moldoveni, am zis că să-mi încerc puterile. Îmi dădeam seama că este un domeniu cu ceva altceva decât făceam eu până la acel moment. Mi-am încercat puterile și am reușit în această funcție să activez în calitate de secretar a Consiliului Local. În această perioadă am început. E clar că era un domeniu ceva diferit și este nevoie pentru să ai o pregătire profesională în acest domeniu. Am început cu diferite proiecte, diferite instruiri în domeniu, și ceea ce m-a atras cel mai mult a fost egalitatea de gen, școlile de liderism politic. Acolo am învățat ce înseamnă să fii un lider și care sunt calitățile unui lider, pentru că a fi conducător într-o instituție este simplu, dar fi lider într-o instituție, într-o localitate, este cu totul altceva. Ori liderul este cel care trebuie să posede niște capacități diferite decât un conducător. Trebuie să
în interiorul activității, profesiei, în interiorul instituției trebuie să creeze acel climat pozitiv, să vină singur cu ideile, să le explice, să le expună și echipa să fie cea care contribuie la bunul mers a activităților. Și fiind în calitate de secretar a Consiliului Local, am participat la aceste școli de liderism politic. Aici am reușit să învăț cum se face o campanie electorală, cum trebuie să lucrăm cu cetățenii, cum să-i întrebăm, să identificăm probleme. Și aceste școli mi-au ajutat foarte mult ca să devin primar. Știam deja, fiind în calitate de secretar a Consiliului Local, cu ce să mănânc această funcție, însă aceste școli m-au ajutat foarte mult. Până a merge în campania electorală, până a candida, făcusem deja o identificare a problemelor cu diferite chestionare cu cetățenii. Aveam deja o agendă bine stabilită, nu o agendă venită de la mine, dar o agendă formată împreună cu cetățenii. Oamenii au apreciat acest lucru, deoarece până la mine puțini i-au întrebat care sunt problemele care ar trebui să fie soluționate, sau bărbații primari anteriori au neglijat într-o oarecare măsură acest aspect. Da, să fii lider nu te naște lider. Este o muncă enormă, sunt niște angajamente pe care ți le propui. Și eu întotdeauna spun că e bine să avem în societate femei lidere, dar dacă simți acea domnișoară, acea doamnă, dacă simți că nu este locul ei să fie lider, atunci să fii lider în domeniul care îl cunoaște cel mai bine. A fi lider e bine să fii și acasă. Dar noi am observat că acolo unde sunt femei la conducere, treburile merg spre partea cea bună. Sunt schimbări vizibile, ca să nu supăr bărbații, dar este real că femeile sunt foarte receptive la probleme. Femeile ca și în gospodărie, acasă, ele vor toate treburile să meargă foarte bine. Două mandate, și în spatele acestor două mandate stau realizări pe care le-am făcut împreună cu cetățenii. Dar dumneavoastră ați menționat campania electorală. Puteți să ne spuneți cum a fost să mergeți acasă și să spuneți, de exemplu, familiei dumneavoastră, uite că eu vreau să devin primară și uite, încep campania mea electorală. Care a fost reacția consătenilor dumneavoastră? Care a fost reacția familiei dumneavoastră? S-a avut care v-a susține sau din altă parte? Uite, ce o să faci ca și primar, că, nu știu, ai un consiliu și acolo majoritatea sunt bărbați. Cum o să te descurci? Da, eu am fost din start, am fost susținută de membrii familiei, de soțul meu, care mi-a zis, uite, bine că te-ai gândit să devii primar, o să ai toată susținerea mea. Și în această perioadă, în activitatea mea de primar, într-adevăr, am simțit umărul lui, deoarece dacă nu era sprijinul lui, cred că de foarte multe ori cedam, și am avut ședințe de consiliu unde era majoritatea fiind bărbați, e clar că îmi era greu să-i dobor sau să fiu eu acolo, vocea mea să fie auzită, însă am fost susținut atât de părinții mei cât și soțul meu. Ce drept la al doilea mandat, părinții deja îmi spuneau, dar noi ne gândim probabil nu o să te votăm. Să mai rămâi și tu acasă cu familia, să-ți vezi de treburile casei, de copii, dar am spus că trebuie să continui ceea ce am început și este foarte importantă susținerea pe care s-o ai în familie. Dar credeți ca și primară,
Este o presiune, nu știu, sau o povară mai mare, sau o presiune din partea societății, cu ei se uită și ce o să mai facă și femeia asta? Da, chiar aceste stereotipuri mi-au dat bătăi de cap în perioada campaniei electorale, că am candidat cu încă alături de 4 bărbați și zvonurile, discuțiile în localitate, ei, uite, n-am mai fost conduși de o femeie sau de o muiere, da, și chiar aceste discuții, acestea m-au făcut să fiu mai puternică și să spun, nu, eu o să pot. Eu am să reușesc, indiferent care sunt discuțiile. Bine, la alegerile din primul mandat am câștigat alegerile din turul 2. Și au fost forți așa care bărbații, nu că noi trebuie să susținem un bărbat până la urmă. Ca la al doilea mandat, când am candidat, nu mai auzeam astfel de discuții și, din contră, auzeam susținere din partea cetățenilor. Uite, s-au făcut schimbări, uite, s-a făcut acolo, s-a făcut drumuri și merită să-i mai dăm o șansă acestei doamne să meargă în continuare. Eu spun că acestea sunt niște stereotipuri, că femeia să conducă, că femeile pot fi lidere, femeile pot fi conduc o localitate pe picior egal ca și bărbații. Da, vă mulțumesc mult și cred că prin exemplu dumneavoastră ca și lider și cred că inspirați și schimbați normele și chiar gândirea la mulți din comunitatea dumneavoastră, dar poate și din comunitățile din împrejurime. Sper. Eu în activitatea mea nu am avut modele de la care să tind să fiu ca ele. Eu am vrut să fiu un model a meu, unic. Și am încercat să fac lucrurile cât de bine posibil după puterile mele. Mulțumesc. Iarăși nu monopolizează eu, poate cineva din tineri care o întrebare. Eu aș avea o întrebare către doamna Luminița Zgardan. Mai devreme, în discursul anterior, dumneavoastră ați remarcat faptul că ați ajuns în rangul de ofițer al poliției. Mie e foarte interesant. Adică, care este rangul cel mai înalt, superior, în care poate să ajungă o femeie în poliția din Moldova? Și anume, dacă există o anumită opunere din partea majorității bărbătească. Mulțumesc! Deci, ca să vă răspund la întrebarea dată, vreau chiar să aduc și exemple. Bine, dacă să mă orientez pe Direcția Regională Sud, da, Poliția de Frontieră, Direcția Regională Sud, deci noi în istoria noastră avem o doamnă care a fost șef a sectorului Poliției de Frontieră, Cahul. Bine, dumneiei a ajuns până la gradul de atunci era major, acum se numește comisar, pentru că am trecut și noi prin niște reforme și gradele noastre s-au modificat ca denumire. Totodată avem doamne care au crescut în grad până la comisar principal, comisar șef. Deci este un grad destul de mare, destul de pronunțat și succesul este al lor, succesul este în mâinile femeilor, pentru că ele au dat dovadă de foarte multă perseverență, de foarte mult curaj și s-au manifestat ca lidere în domeniul dat. Bine, mulțumesc pentru răspuns. Alte întrebări de la tine? Tot către dumneavoastră. Care a fost, probabil, cea mai memorabilă zi sau poate vreun moment din experiența dumneavoastră ca polițistă de frontieră? Deci sunt foarte multe momente frumoase. În primul rând, eu fac ceea ce mie îmi place
Și dacă să spunem, cum toate doamnele de aici au spus, care a fost începutul său spre a se remarca ca personalitate, deci când am făcut și eu școală, deci am trecut printr-un colegiu, colegiul pedagogic Bogdan Petrecei cu HD-ul, deci am și eu studii în domeniul pedagogiei, sunt și învățător de clasele primare, doar că, din păcate, nu m-am regăsit acolo și m-am regăsit anume aici după ce am finalizat studiile în domeniul psihologiei. Dar cu timpul, pe parcursul anilor, deci fiind psiholog în cadrul Direcției Regionale Sud, m-am remarcat prin a avea ședințe cu efectivul Direcției Regionale Sud. Adică ceea ce îmi place mie, eu fac. Eu fac foarte multe ședințe de instruire. Eu sunt și eu persoana care m-am regăsit și mă simt bine acolo unde sunt. Doamna Luminița, dacă tot am vorbit și cu doamna Elena despre careva, nu știu, stereotipuri din partea societății. De când dumneavoastră activați, v-ați ciocnit cu anumite, nu știu, prejudecăți, cu uite, dumneavoastră dețineți, sunteți o doamnă în epăleți, în formă, și care sunt acestea? Sau, dacă nu dumneavoastră, poate colegii la dumneavoastră, pentru că cumva cunoaștem că societatea noastră e bună la așa, repede la pus careva etichete. Deci, sigur că da, stereotipuri sunt foarte, foarte multe. Lumea cel mai bine ce poate să facă? Să judece omul, da? Nu să găsească o soluție și un gând bun pentru o persoană, da? Desigur că primul gând atunci când vine o femeie să se angajeze, mai ales dacă este tinerică, este faptul că, aha, mâine poimne se mărită, face copii, pleacă în îngrijire. Dar, de fapt, ce o să facem noi fără femei în poliția de frontieră? Este o percheziție corporală unei femei. Un bărbat nu are dreptul să pună mâna și să facă. Sau sunt multe alte chestii în care femeia este bună și este potrivită în funcția de a fi ofițeră, suboficeră. Nu contează gradul până la urma urmei, contează ceea ce face omul cela, ce beneficiu aduce nouă societății și așa mai departe. Deci, da, bine, sunt mai multe prejudecăți care mulți încearcă cumva să le aducă ca contraargument unei femei ca să se mențină în acest statut, să se mențină să fie angajată a poliției de frontieră, dar eu vă zic că toate femeile noastre sunt foarte bravo și eu, în tot cazul, mereu le susțin și le încurajez că orice greutate este doar un început spre o carieră frumoasă. De aceea, noi trebuie să muncim și mai departe și să arătăm tuturor că noi putem și noi suntem capabile să ajungem mai sus, mai înalt și sigure, dar alături de voi, bărbații. Din câte cunosc eu și poate greșesc, că dumneavoastră când faceți școala asta de poliție, este un fel de cursuri de inițiere, da? Sau da, colegiu. Da, care sunt pe un teritoriu și este închis, dacă nu greșesc. Și majoritatea din polițiștilor care în devenire au prejudicat asta, mai ales sau rezistența asta din partea familiei. Uite că tu trebuie acolo să stai, de exemplu, un anumit timp de zile ca să fii închis, dar tot timpul asta poți să faci familie sau cum o să faci tu familie, cu cine să te întâlnești.
Este, nu știu, uite, disbalanța asta sau stereotipurile astea, mai ales poate la cunoscutele dumneavoastră, și dacă v-ați întâlnit asta din rezistența, de exemplu, din partea familiei sau din partea, nu știu, cunoscuților rucute, care spune că de pe acolo tot să înveți cu mulțimea de băieți și mai ales că dacă este o fată doar între mulțimea de băieți, se imaginează și se spune foarte, foarte multe. Deci este o întrebare bună, este o întrebare foarte bună. Vreau chiar aici așa să fac un pic de promovarea imaginii. Deci noi an de an angajăm, deci instruim atât la colegiu, care colegiul nostru este în orașul Ungheni, sau pentru studii universitare la Academia Ministerului Afacerilor, Academia Ștefan cel Mare, Ministerului Afacerilor de Interne, și desigur că vin foarte multe fete, mai ales în ultimii ani sunt foarte multe doritoare, domnițe, frumușele, care doresc să vină să facă studii în Ministerul Afacerilor Interne. Vreau să zic că selecția este una destul de riguroasă și fiecare domnișoară, atunci când ajunge deja să fie înmatriculată la studii, să fie angajată, ea oarecum deja este pregătită unde vine, ce va face, cum va face, și toate domnișoarele, majoritatea, haideți să nu spunem chiar toate, majoritatea domnișoarelor, ele sunt încurajate de familia sa, de origine. Chiar sunt domnișoare care deja sunt căsătorite, doamne, au și copii. Ele cunosc unde vor merge, cunosc cu ce se vor ocupa, soților cunosc care va fi activitatea lor, regimul de lucru, și nu sunt întrebări, până la moment nu sunt întrebări în domeniul dat. Dar dacă apar cumva întrebări, noi le clarificăm, le aducem la cunoștință soților, părinților, care este domeniul de activitate, încurajăm mai departe, mai ales dacă atunci când vedem că domnișoara aceea își dorește să continue studiile, neapărat noi facem tot posibilul ca și părinții să fie buni susținători, sau familia, sau cine cumva se încearcă să se opună, da? Noi discutăm cu ei pentru ca mai departe să meargă și persoana se poată să se angajeze și să muncească mai departe la noi în serviciu, să fie angajată noastră. Și vreau să vă zic că, de fapt, întreg colectivul nostru de femei are susținerea familiilor lor, pentru că dacă nu ar avea susținere, nu ar avea succesul pe care îl au. Noi cu toții avem susținere, noi cu toții avem nevoie de susținere, și de aceea și suntem toți împreună. Noi suntem ca într-o familie și familia asta este susține reciproc. Eu mă bucur foarte mult, mai ales pentru Poliția de Frontieră, pentru că cunosc că ei sunt deschiși, mai ales față de multe instruiri care au scopul de promovare a egalității de gen. Și, da, mai ales în ultima perioadă. În ultima perioadă, dar și nu numai. Și mă bucur că înainte de a face un pas există multă informație și susținere din partea departamentului pe care îl reprezentați. Încă o întrebare puțin așa, dar cum, de exemplu, dumneavoastră promovați sau susțineți principiile de, mai ales, egalității de gen în serviciu dumneavoastră sau cu oamenii că lucrați, mai ales când lucrați în teritoriu? Deci, bine, haideți, nu prea văd o mare diferență între femeie și bărbat în Poliția de Frontieră. Unica mare, mare diferență este că noi, femeile, la toată uniforma avem și fuste, bărbații nu au fuste.
Noi avem și tocuri, bărbații nu au tocuri. În rest, avem aceeași uniformă, exact aceeași uniformă și chiar asta este și un beneficiu pentru noi, pentru că zi de zi nu trebuie să ne gândim cu ce ne vom îmbrăca, pentru că noi la serviciu suntem doar în uniformă și nu purtăm haine civile. Desigur că avem o varietate din colecția noastră de vestimentație, adică nu este doar o uniformă, avem patru tipuri de uniformă, de campanie, uniforma de serviciu, uniforma de gală care este prezentă pe mine și uniforma de care o poartă doar muzicanții noștri. Da? De aceea, nu știu, nu este o mare problemă în a face delimitare între bărbați și femei, doar că sunt momente în care bărbatul nu poate să facă ceea ce poate să facă femeia și respectiv sunt momente în care femeia nu poate să facă ceea ce face bărbatul. Asta este și logic și, nu știu, oricum este delimitarea dată, dar noi lucrăm în tandem. Eu am spus și o să mă repet, noi lucrăm în tandem și suntem uniți foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Da, egali în drepturi. Da. Tineri, dacă au careva întrebări? Eu am o întrebare pentru doamna Mariana. Bănuiesc pentru o femeie destul de greu, mai ales pe timp de pandemie, să aibă grijă de familie, dar și în același timp să conducă și o afacere. Studiile și statisticile arată că cel mai mult au avut de suferit femeile în această perioadă. Vreau să-mi spuneți cum v-ați descurcat dumneavoastră în această perioadă destul de grea. Cred că la întrebarea aceasta cel mai bine v-ar fi putut răspunde soțul meu. Da, dar atât timp cât el nu este aici, mi-amintesc că la una din lecțiile mele, atunci când am trecut profesiile, am întrebat studenții care este cea mai bună profesie pentru ei și ei au spus being a boss, da? Ca să fii boss este cea mai bună profesie și am întrebat de ce. Păi ai o mulțime de timp liber și nu faci nimic. Și le-am spus că, aha, când ești boss, așa cum cred ei, începi să lucrezi 24 din 24, da? Aici vin sacrificiile. Aici vin sacrificiile, ceea ce eu nu am fost conștientă înainte de a începe afacerea. Deci, sigur, privești, citesc foarte mult. Asta m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea afacerii și foarte multe istorii ale persoanelor din antreprenoriat. Da? Cunoaștem istorie oamenilor vestiți care au sacrificat ceva. Dar n-am realizat faptul că acest Kids Academy de fapt va deveni viața mea personală, ceea ce nu eram pregătită, până să vin la Cahul, nu eram căsătorită, da? Ca să vă dați seama, pe un an puteam să călătoresc în 5-6 țări, da? Acum, poate din cauza pandemiei de aici și hotarele au fost închise, dar cred că nu doar asta. Atunci când ești în capul unei companii sau centru sau business, atunci ești foarte atentă cu orice sumă de bani. Tu ești atentă cu orice mișcare. Trebuie să calculezi de 10 ori înainte să faci ceva și atunci renunți la tot, dar ca să supraviețuiască ceea ce tu ai creat de fapt, da? Deci înainte să mergi într-o vacanță te gândești că mai bine mai cumpărăm un calculator, da? Iar din moment ce am înființat Kids Academy, au dispărut weekendurile, au dispărut vacanțele, a dispărut hobby-ul Marianei, foarte, foarte dorit călătoriile, da? Și am făcut față, cred că totuși, acestei situații doar cu sprijinul familiei și cu sprijinul soțului meu. Deci am fost binecuvântată cu un soț foarte grijuriu și responsabil. Deci dacă mă întrebați de câte ori gătesc pe săptămână, mai bine nu mă întrebați, da? Pentru că nu ajung să gătesc, dar mi-aș dori să fac lucrul ăsta. Sau câte ori gătești pe săptămână? În fiecare zi.
Deci eu am spus întotdeauna, de când sunt căsătorită, spun că cel mai, hai să spun, stați că eu spun la lecția asta și spun în engleză, restaurantul meu preferat este acasă. Da? Deci, pentru că mănânc mâncare gătită la Chișinău, ce făceam? Mâncam în oraș, da? Persoană profesoare, nu are timp, are teste, testele le verificam la o cafenea, între timp mâncai, fugeai încolo, încoace, tot nu aveam timp, da? Dar oricum era un alt tip de viață. Acum soțul ia partea cu casnica, ceea ce este un privilegiu atât de mare pentru mine, nu pot să vă spun, pentru că îmi dau seama că 99 femei din Republica Moldova nu-l au. Da? Nu știu dacă cineva din Republica Moldova face business și soțul este de acord să țină casa. Dacă există așa persoane, eu cred că sunt foarte puține și de asta spun, eu sunt poate una dintre cele mai binecuvântate persoane, cel puțin din oraș Cahul. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru lucrul ăsta. De asemenea, este foarte ușor să faci business, vă spun sincer, nu partea financiară contează. Pentru că foarte mulți nu încep un business, nu încep să fie antreprenori din cauza că nu au bani. Este greșit, da? Este eronat. Eu am început business-ul cu un salariu de profesor, da? Ceea ce nu a fost peste hotare, n-am muncit să vin cu mulți bani și să deschid o afacere, a fost rezerve. Eu cred că Kids Academy, într-adevăr, poate să fie un exemplu pentru multe doamne din Republica Moldova care pur și simplu, din dorința de a face ceva, nu am așteptat momentul potrivit, nu am așteptat o zi specială, să vină o zi specială când eu să deschid șampania și Kids Academy, da? A fost, am avut un loc de muncă foarte bun, stabil, bine plătit și, haideți, așa cum spuneau prietenii mei și familia, Mariana, îți tai creanga de sub picioare, da? Când eu m-am dus și am spus directoarei mele, uitați, eu vreau deja pe cont propriu, vă promit că eu pentru concurență nu voi lucra, da? Am promis lucrul ăsta pentru că îi consider cei mai buni din toată Republica Moldova, dar nu am promis că nu voi deveni concurență, da? Acum. Deci, totuși suntem în relații foarte bune, îmi iubesc foarte mult colegii de la Chișinău, noi și acum au făcut diferite seminare, training-uri pentru profesorii noștri deja, da? Suntem într-o colaborare foarte bună și vreau să vă spun că atunci când familia este aproape, atunci nu te temi de nimic, pentru că eu știu că dacă Kids Academy într-o zi se închide, da, nu dea Dumnezeu acum, eu în orice moment pot să încep de la zero și tot acolo să ajung. Asta este cel mai important lucru pentru mine. Stabilitatea emoțională, da? Și eu cred că deja de al treilea an, pe a treilea an de căsătorie, noi încă încercăm, învățăm să fim emoțional maturi. Asta este foarte important, da? Să înțelegem rolul fiecăruia și de ce suntem acolo, de ce soțul trebuie să gătească pentru Mariana, da? Pentru că eu îmi dau seama că eu tot vreau să-l ajung, dar nu mi-ajung mâini și acolo. Și atunci trebuie să fie respect, în primul rând, respect în familie. Iar faptul că noi suntem maturi emoțional, este armonie în familie, să știți că foarte mult contează pentru mersul centrului în sine. Pentru că o minte clară, o minte limpede, va lua cele mai bune decizii. Da? Faptul că în familie este armonie, se răsfrânge în partea cealaltă. Asta nu este vorba de Kids Academy. Poate să fie orice business, poate să fie business de servicii, de producție, nu contează. Dar noi femeile suntem emoționale, da? Eu încerc să fiu un administrator bun, să nu răsfrâng ceea ce se întâmplă acasă, când ies de pe ușă, închid ușa, problemele case rămân acasă, deschid ușa la Kids Academy, încep problemele de la Kids Academy, da? Și respectiv, tot așa, am închis ușa de la Kids Academy, problemele rămân acolo și merg în partea cealaltă. Încercăm să
trăim pe două fronturi și să nu le amestecăm, pentru că din moment ce amesteci una cu alta, deja devine frustrant, devine obositor, iar dacă mai vine și pandemia peste tine, devine aproape imposibil. Da? Noi asta încercăm să învățăm și cred că suntem un exemplu pentru celelalte doamne, este posibil. Este posibil, nu, și iarăși accentuez faptul că nu trebuie să ai o sumă mare de bani pentru, este un stereotip greșit. Un business poți să începi de la micuț, da? Cu 30 de metri pătrați și acum noi avem 4 oficii, avem peste 200 de metri pătrați, am început cu una, Mariana, și acum avem așa de mulți, n-am avut bani de peste hotare, nu am avut suport, n-am avut finanțări nu știu de unde, da? Noi ne autofinanțăm, am crescut singuri, cu puterile noastre și suntem aici. Dar interesant că dumneavoastră ați vorbit mai ales despre suportul ăsta care îl aveți din partea familiei. Dar cum a fost? Cred că acum deja este armonia asta care o aveți dumneavoastră și în business și în familie. Dar cum a fost de la început reacția celor din jur? Uite că soțul stă acasă sau vă face mâncare în fiecare zi și dumneavoastră sunteți doar ocupată cu lucru și el are și grijă, presupun, și de copii și face și de lucru și stă și mai mult cu ei. Cum a fost reacția lor și cum s-a schimbat și dacă s-a schimbat? În primul rând a fost perioada în care la început soțul a fost dublu sceptic, da? În primul rând a fost, el era sceptic față de toate businessurile în Republica Moldova, că în Republica Moldova nu se poate de făcut business în primul rând, dar business ca și persoană integră, imposibil. Da? Asta a fost lucru numărul unu, ceea ce noi am demonstrat opozitul. Doi, că într-adevăr cum femeia să facă bani când întotdeauna el a fost persoana care aduce banii în casă, da? Ceea ce mie îmi place ideea bărbat să aducă bani în casă. Eu nu spun că nu, da? Acum, la moment, deși soțul meu ține casa, da? El foarte mult mă ajută și la centru. De fapt, el ține și o jumătate din business, pentru că este un programator foarte bun, mă ajută cu tot ce ține de, să spun, gospodăria centrului, da? Este partea lui, vă dați seama că eu nu iau șurubelința să fac ceva acolo, eu țin lucru administrativ, predau. A fost o perioadă foarte mare când... A fost o perioadă foarte mare când, lungă, să spun așa, când soțul meu nu înțelegea de ce eu investesc. Da, vă dați seama că ca să ajungem la ceea ce avem acum, este o investiție foarte mare. Eu mai mult de 2 ani de zile nu am dus salariu acasă, da? Ceea ce este o altă problemă familiară. Absolut tot ce venitul, bine, profitul Kids Academy era întors înapoi în Kids Academy și investit în timp de 2 ani permanent pentru ca noi să aducem școala la imaginea și la ceea ce suntem noi acum. La început erau sigur argumente de ce se investește, de ce investești într-un business care nu știi când se va aduce venit, de ce investești într-un business când încă noi nu suntem siguri dacă noi vom rămâne în Moldova sau nu. Eu eram deja sigur, încă el nu era sigur, da? De ce investești într-un business care, și așa mai departe, argumentele, vă dați seama, erau multe. Și atunci când pe parcurs au început să oamenii să recomande, de fapt, noi n-am avut bani de reclamă, vă dați seama, noi nu am făcut reclamă la televizor, la radio, banere foarte mari în cahul, nu ați văzut, nu? Persoanele care au ajuns la noi, și noi avem în jur de 200 de copii la moment, au fost prin recomandări. Părinții ne-au recomandat altor părinți și asta, credeți-mă, este cea mai bună reclamă posibilă, cea mai ieftină și cea mai sigură, da? Astfel copiii au ajuns la noi și atunci când el venea la centru și vedeau că mașinile nu reușesc să se parcheze, nu le ajunge parcare ca să vină la noi la centru, și a schimbat părerea, sigur, că vedea că oamenii ne caută, oamenii apreciază, oamenii ne recomandă și atunci când a văzut că sunt rezultate,
am încercat deja să, cât el, de fapt, cu dorința lui, a încercat să se implice tot mai mult și credeți-mă, cu cât s-a implicat mai mult în, în procesul de, bine, de dezvoltare a afacerii, a încercat să, a început să mă înțeleagă pe mine că, într-adevăr, eu nu am timp, pentru că acolo lucrurile sunt la nesfârșit, poți să stai acolo 24 din 24 și oricum îți rămân niște contracte pentru a doua zi, da? Iar eu am încercat să, să-l înțeleg pe el, că într-adevăr există chestia de bărbăție, că îi vine greu să stea numai acasă, că îi vine greu să... un om care întotdeauna a adus bani acasă, da? Acum soția cumva să aibă business și... la moment îi sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că este deschis să înțeleagă lucrurile astea și acum sigur eu întotdeauna spun că pe parcurs din 2018 cred că am avut peste 6 reportaje deja cu Kids Academy la nivel național și întotdeauna spun că eu ies în fața camerelor de vedere, eu vorbesc frumos de Kids Academy, dar sunt oameni în spatele culiselor care ei niciodată nu vor ieși pe scenă. Aceștia sunt soțul meu, familia mea, persoanele care, nu știu, îmi dau diferite sfaturi pe domeniul de marketing, unde Mariana, vă dați seama că nu are domeniu, administrare și așa mai departe. Este o echipă întreagă în spatele culiselor, care ei niciodată nu vor veni aici, nu vor vorbi și oamenii niciodată nu vor ști de ei. Dar ei există și fără ei, sigur, Mariana nu ar fi aici. Dar cum a fost că, uite, soțul, de exemplu, să treacă peste barierele astea? Și... haideți, mai facem încă o emisiune cu el, vreți? Mulțumesc. Bine. Eu cred că orice persoană ar fi gata să treacă peste orice bariere din respect pentru cealaltă persoană, da? Pur și simplu, este o idee, el a văzut că îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, a avut și el un vis care l-a realizat și el știe cât este de important să realizezi visul, să-l vezi realizat și după aceea poți să trăiești liniștit viața. Bine, visul meu a fost Kids Academy, da? Visul meu a fost un centru cu copii fericiți, cu părinți satisfăcuți, care să aducă emoții și el, înțelegând lucrul ăsta din respect pentru mine și pentru cei ce fac eu, atunci a trebuit să sacrifice, așa cum eu sacrific din weekendurile mele, da, și din viața mea personală, cred că face același lucru. Mulțumesc. Tineri, mai aveți careva întrebări? Da, mai am o întrebare. Că dacă tot vorbim despre egalitate, am o întrebare către Ion. Ca tânăr ambasador, cum promovezi egalitatea în drepturi în Cahul și în viața de zi cu zi? Ei bine, dacă vorbim despre egalitate de gen, respectiv nu sunt doar tânăr ambasador european, sunt un tânăr activ în Cahul. Sunt și președintele asociațiilor studenților din Cahul, adică a legii studenților din cadrul Universității Bogdan Petrucic Hardeu. Respectiv, am fost și președintele Asociației Studențești Europene a Studenților în Drept. Iar când venea vorba de organizarea unor evenimente sau acte de caritate organizate, da, în cadrul universității, întotdeauna încercam să creăm o echipă în care să fie în mare parte egală, adică cei ce ține de fete și băieți, adică întotdeauna am pus pe același loc și fetele și băieți, adică nu am încercat cumva să creez o situație în care să fie mai multe fete sau mai multe mai mulți băieți. Respectiv, totuși în Cahul se simte o tolerare față de femei, da? În mare parte acum nu este un eveniment care să nu fie invitații tineri, în ceea ce ține mai mult mare parte femei, fete sau chiar și evenimentele care sunt create în Cahul. Respectiv, mai sunt și consilieri în cadrul Consiliului Raional de Participare pe lângă Consiliul Raional Cahul. Acolo, la fel, încercăm cumva să atragem cât mai mulți tineri, da, pentru a
tineri și chiar și persoane cu funcții de răspundere în careva instituții, respectiv este tolerată această idee de egalitate de gen, dar respectiv sunt antrenați în cadrul în ședințelor Consiliului mai multe persoane pentru anume a nu crea această diferență, da, și nu a oferi această posibilitate de egalitate de gen. Respectiv, chiar și la serviciu pot spune că suntem chiar într-un număr mai mic ca femeile care activează în cadrul instituției noastre. Respectiv, am tolerat întotdeauna toate deciziile femeilor și fetelor care lucrează în instituția respectivă. Nu am încercat cumva să creiem sau creez o situație în care să fie impus într-o situație incomodă aceste femei sau domnișoare din instituție. Cred că în calcul și în viața de zi cu zi, cred că este o situație destul de normală între egalitatea de gen pe care o considerăm ca fi una foarte favorabilă pentru toți. Mulțumesc, Ioan. Alexandra, mi-a avut ceva? Doamna Elena, problema egalității de gen nu este doar una a femeii, dar a societății. Cum credeți, ce trebuie de schimbat la nivelul comunității sau cum trebuie de sau ce trebuie de făcut că, uite, problema egalității să se vorbească despre ea mai mult, să se promoveze egalitatea de șanse și mai ales dacă luăm, de exemplu, comunitatea Băurcii Moldoveni. Cum credeți, ce ar trebui de schimbat sau poate, nu știu, investit, în ce ar trebui investire ca comunitatea dumneavoastră să fie una campioană de gen? Da, când vorbim despre egalitate de gen, da, vorbim despre șanse egale pentru atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Eu în 2015, când am devenit primar, simțeam această diferență, să spunem că femeile nu au atâtea șanse egale ca și bărbații la nivel de localitate, ceea ce ține de angajarea într-o funcție oarecare și am încercat în cadrul unui proiect să elaborăm strategia de dezvoltare a localității, unde am spus că trebuie să auzim vocea fiecăruia. Atât femeile, cu participarea și implicarea atât a femeilor, cât și a bărbaților, a persoanelor în etate, cât și tineri, copii, pentru ca să avem o strategie și să avem un plan de activitate, să spun eu așa, echilibrat la dimensiunea de gen în localitate și politicile publice să prevească în ansamblu întreaga localitate, întreaga comunitate. Da, spunem și pandemia și-a pus amprentele pe egalitatea, să spunem, de oportunități pentru femei și bărbați. Din discuțiile avute cu femeile din localitate, multe din ele au fost puse în ipostaza de a alege între serviciu, între funcția care o ocupau și familie. Multe din ele și-au pierdut în perioada aceasta din pandemie jobul și au fost nevoite să rămână acasă cu copiii și mai ales că în această perioadă a fost sistată activitatea instituțiilor de învățământ și multe din ele au fost nevoite să rămână acasă și să depindă de salariul pe care îl aduce soțul. Și aici este o problemă destul de serioasă. La nivel este atât o problemă, ați spus dumneavoastră corect, este o problemă socială, universală, să spunem așa, nu doar la nivel local, este și la nivel național și internațional.
și ar trebui de întreprins în această perioadă de pandemie pentru aceste, trebuie să gândească statul pentru anumite privilegii pentru femeile care și-au pierdut lucrul, au rămas acasă cu copiii, niște indemnizații, susținerea acestor femei care s-au găsit în această, în această ipostază și nu au avut practic altă soluție pentru. Și la nivel local, eu în calitate de primar încerc să fiu cât de cât, să fiu foarte corectă în ceea ce ține de egalitatea de gen, șanse egale pentru cetățeni când este vorba de angajarea într-o funcție, orică vorbim de o funcție publică la primărie sau în cadrul unei instituții subordonate primăriei și nu facem niciodată deosebire că e femeie, e bărbat. Eu aș vrea să spun că la noi în localitate femeile chiar au un avantaj. Ele sunt practic în toate funcțiile de conducere din instituțiile din localitate sunt femei, dar asta nu înseamnă că noi nu-i dorim pe bărbații alături sau noi în tandem am face lucruri frumoase, însă în Consiliu avem mai mulți bărbați, la acest capitol avem de lucrat și este mai mult o problemă, nu atât locală, pe care aș putea eu să o s-o hotărăsc, dar la nivel național ar trebui de insistat și partidele ca pe listele de consilieri să fie această egalitate a femeilor, să avem o paritate până la urmă și deciziile să fie luate și de femei în egală măsură, să participe femeile la procesul de luare a deciziilor. Eu încurajez femeile să fie active. Eu implic femeile în proiecte sociale, în cursuri de descriere de proiecte, pentru că femeile sunt o forță și ele trebuie să reușească în comunitățile noastre. Și la fel de buni putem fi nu doar acasă la cratiță, dar putem să fim alături de bărbați, poate uneori cum pasă înaintea lor, să facem lucruri frumoase pentru societatea în care activăm. Absolut, mulțumesc mult. Pe această notă, cumva, chiar care duce un mesaj și mai ales că, uite, cred că dumneavoastră a spus că femeile cumva din comunitatea dumneavoastră sunteți cumva avantajate, cred că ele au norocul ca să vă vadă pe dumneavoastră ca un model și poate, nu știu, anii viitor, chiar și din comunitățile de alături, cineva, o femeie, o doamnă, o să vă spui, uite, că doamne din Baurcii i-a reușit. Haideți și eu să mă înaintez și o să avem până la sfârșit și un consiliu, în consiliu paritate și ca primar. Ca și mesaj, cred că ca la sfârșit și mulțumesc, cred că live-ul nostru a zburat foarte, foarte repede și m-a bucurat multe, multe mesaje, cred, mai ales de încurajare, începând de la antreprenoriat până la poliția de frontieră și chiar și a femeilor în funcție de lider și funcție de conducere. Și cred că până la sfârșit noi trebuie să ducem și mesajul ăsta cu 8 martie nu este despre pe lângă ciocolată și multe flori și lucruri, este și despre egalitatea de șanse și despre noi trebuie să lucrăm împreună, cum s-a menționat astăzi, pentru că iarăși egalitatea de gen nu este doar problema femeilor. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că avem așa lidere în comunitatea noastră și cred că femeile și fetele, dar și poate bărbații care ne-au privit astăzi o să schimbe ceva în viața lor și poate dumneavoastră ați prin mesajele care le-ați expus astăzi o să le încurajați să facă primul pas. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult tinerilor. Mulțumim de invitație.